pentru contribuția excepțională adusă în derularea și prestigiul concursului național de știință și tehnică, să-i ofer doamnei profesor universitar Claudia Maria Simonescu diplomă de onoare. Călărășanului nostru, pentru contribuția excepțională adusă în derularea și prestigiul concursului național de știință și tehnică Florin Vasilescu, profesorului universitar Radu Alin Vasilescu. Și un veteran, vreau să vă prezint un veteran al concursului și care merită. Se acordă domnului profesor Cezar Gherbu. Pentru că ați participat, pentru participarea consecventă și prestigioasă în calitate de coordonator la edițiile concursului național de știință și tehnică Florin Vasilescu. Felicitări! Și în acest an, domnule președinte, avem o surpriză descoperită de profesorul Gheorghe Pupeză de la Sibiu. Dumnealui este în parteneriat cu noi pentru secțiunea aceea de fizică în imagine. Filmulețe științifice, unde pot să participe toți copiii în clasa 1 până în clasa 12. Și a descoperit un tânăr de la noi, din Călăraș, cel mai tânăr concurent, care a participat cu un filmuleț. Ce vârstă credeți că are? 7 ani. Vă rog să-i o de merit pentru tinereță și pentru încrederea pe care o dă concursului Florin Vasilescu, se acordă elevului Stârcu Ion Alexandru de la Școala Gimnazială Carol I, Călăraș. Doamna director, vor frumos să luați diploma. Mă felicităm. Și la mai mulți elevi... Doamne ajută! Așa se vine. Și are un microscop aici. Este pentru acest premiu. Nu este pentru un loc anume, ci pentru faptul că e cel mai tânăr elev descoperit în concursul nostru. Da. Fiecare an prezent cu câte ceva la acest... Da, și un foarte bun, dacă e cel la care mă gândesc. Și eu am văzut. Este, da? Da, păi dânsul cred că a fost cel care a evaluat filmulețele. Da, mulțumim frumos. Ce vreau să mai zic, deci de seară, domnul profesor Gheorghe Pupeză va anunța și premiile la concursul Fizica în Imagine. Dânsul a făcut organizarea a ceea ce se numește tuturor datelor pe care le-a primit de la evaluatori. A venit copilașul. Domnul, a venit copilașul? O să vin acum. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că sunteți mereu alături de noi și încă o dată, fără sprijinul tuturor colaboratorilor dumneavoastră, nu puteam face acest curs. Și sper să-l ducem împreună, mai departe. La mai multe ediții, dacă vor.